Bună dimineața! Cine a fost la un spectacol de balet? Bravo! Și ce ați văzut? Frumoasa din pădurea adormită? Lacul lebedelor? Spărgătorul de nuci? Un balet mai frumos ca altul. Și ce ați văzut? Niște balerine în costume minunate, plutind în luminile reflectoarelor și voi bucurându-vă de atâta frumusețe, da? Acesta este un spectacol de balet. Ce este baletul? Este o poveste. Este o poveste care, pentru a fi spusă, se folosește de dans, se folosește de pantomimă și se folosește de muzică. Ce este dansul, știți? Mișcare pe muzică. Ce este pantomima? Expresia feței, a mâinilor, a corpului, tot ce putem folosi ca să spunem ceva, fără cuvinte. Iar ce este muzica, știți? Credeți că este ușor să dansezi? Sigur că este ușor să dansezi dacă tot ceea ce dorești este să te miști în ritmurile muzicii, așa cum vrei tu, fără nicio lege, așa cum îți vine. Este ușor să dansezi, să faci balet? Nu! Și asta vă vom arăta noi astăzi, ca să prețuiți și mai mult acest spectacol strălucitor care ajunge la voi, dar care în spate are o muncă fantastică. Vă invităm să vedeți astăzi o lecție de balet, acel ritual, acel lucru obligatoriu pe care un balerin îl face în fiecare zi pentru a se menține în formă. Și pentru asta invit în scenă pe elevii Liceului de Coreografie Floria Capsali din București. Aplaudați-i! O să-i vedeți, vă rog, nu mai căutați locurile, așezați-vă acolo unde găsiți loc, nu mai căutați biletele. Așezați-vă unde găsiți. Biletele, locurile s-au anulat, rezervările s-au anulat, așezați-vă unde găsiți. O să vedeți o lecție de balet așa cum este ea, necosmetizată. Ei au venit în scenă și înainte să intre profesoara, se încălzesc. Vedeți că au niște botoși ca să le țină gleznele încălzite și că fiecare face figura de care are nevoie ca să-și întindă, să-și încălzească, să-și mobilizeze puțin mușchii, pentru că ceea ce urmează nu e deloc ușor. Se poate vorbi de balet de pe la 1660, când Regele Soare înființează prima Academie de balet, care se va transforma în Baletul Regal al Operei din Paris. 1660, primii maestri de balet, primele poziții care se fixează, primele încercări de a nota baletul pe muzică. 1660. Și de atunci, baletul, de la un lucru greoi, pentru că era pentru nunți, botezuri, protocol, costume grele, cu mișcări ample, așa, a ajuns să se transforme, să se diversifice și să crească până la zglobiul, strălucitorul și veselul spectacol de balet de astăzi, care este în rândul celor mai fantastice spectacole de divertisment de cea mai bună calitate care există. Am spus că avem nevoie de un profesor și invit în scenă pe doamna Mihaela Țigănuș-Vasilovici, cea care s-a ocupat în principal de această lecție de balet, fără să facă aproape nimic deosebit de ceea ce se întâmplă în fiecare zi la școală, da? Da. Deci, încep mai întâi să mă bucur că văd atâta lume și atâți copii în sală și vor asista la o lecție de balet, așa cum o facem
zilnic. Mă bucur că văd și părinți și că îi avem și pe scenă și că vom fi într-un spațiu interactiv. Ceea ce vedeți acum, copiii sunt la o încălzire. Sperăm să petrecem împreună o dimineață plăcută. Vă mulțumim! Și ca să fie bine, mai avem nevoie de un profesor, de doamna Cristina Mitu. Bună dimineața! Și mai avem nevoie de muzică. Muzica astăzi ne va fi asigurată de doamna Teodora Radu. Și să înceapă lecția. Bun. O lecție de balet începe printr-o încălzire. El se numește plié. Denumirile sunt toate codificate din limba franceză, drept care primul exercițiu, plié, înseamnă o flexiune a genunchilor. Cam tot baletul e bazat pe o flexiune și pe o extensie, pe rotații, care le vedeți și o să le vedeți și la noi, le vedeți atât la patinatori, cât și la gimnaști. Și... un braț, doi, cap. Respirăm, un, doi, și. Grand plié. Fără aceste exerciții de început, să știți că nu ar putea dansa. Ele au o evoluție. Să vedeți. Ne ridicăm, stăm, ne întoarcem și cambre, spate, revenim, un și plie, cap, un. Nu depășim umărul la respirație. Port de bra, I, un, deschidem, toată poziția este în andeor, e o poziție nefirească pentru noi, noi nu suntem născuți cu picioarele în paralel, ei stau cu picioarele deschise. Mulțumim! Mersi! Al doilea exercițiu va fi un pic mai dinamic, va fi battement tendu, însăși cuvântul în franceză, dacă mai știm și mai învățăm la școală, înseamnă o bătaie întinsă. E piciorul alunecă pe podea și întind, musculatura lucrează. El va continua cu un battement jeté, un exercițiu mai dinamic și îl începem. Mersi, Teodora, și... închis a cincea, un, doi, și poze, întins, poze, închide, un, 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 a, sus, și cap, doi, un, și, un, ne ridicăm și a, stăm, și un, 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 da, și un, plie, partea a doua, GT, scurt, mișcare scurtă, dinamică, da? Hai! Și să știți că zilnic facem. Un, doi, un, ne întoarcem. Bun, doi, și stăm, lăbuțele, un, 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 închid. Bun, ne înălțăm, cinci, și plisăm. Și continuăm, echilibru, un echilibru, e necesar ca mai târziu, o să vedeți, vor face rotații, da? Ei stau pe un singur picior, se înalță și caută echilibru, echilibru îl exersăm. Înalți, înalți, umerii jos, umerii jos, înălțăm, împingem în podea și ne înălțăm, coloana. Mersi, bun, mulțumim, stăm.
O să vedeți că exercițiile sunt din ce în ce mai grele, dar deocamdată am o nedumerire. Tu la început ai fost la pian. Ce ești, pianist sau balerin? Sunt de fapt balerin, dar noi elevii liceului de coreografie facem și pian, deoarece ne ajută foarte mult la dezvoltarea ritmului muzical. Aha! Cine a știut că un balerin este obligat să cânte la pian? Oh. Așa de mulți ați știut? Asta eu n-am știut. Da, bravo. Acum o știm toți. Iată cum balerinii, pentru a face acele mișcări superbe, trebuie să lase muzica să treacă prin ei și asta se întâmplă atunci când tu însuți faci muzică. Bravo! Mulțumim! Deci, continuăm. Exercițiile, o să vedeți, devin puțin mai ample. Se numește Rond de Jambe à Terre. Știe cineva să-mi traducă? O rotație, corect, în pământ, adică pe jos, à terre, da? Da, cam asta va fi. O rotație, piciorul va descrie o rotație pe jos. Există și rotație în aer. Poate să-mi arate cineva în aer? Carmen? În aer. Un rond din față în spate și mai există și rotație lateral. Deci multe forme de rotații. Pe jos, à terre, en l'air. Mulțumim, începem Rond de Jambe. Un, stau și un. Mă ridic și un. Un, Maria, stai. Da? Și un mare grand jeté en l'air, vedeți, deja e mult mai amplu. Necesită o suplețe. Un, doi, trei și... Partea a doua a exercițiului e o întindere și se numește un port de bras. De aici, uitați-vă cum fac o rotație cu corpul, dar încălzesc partea de sus, de fapt, a corpului. Un, și departe, departe, aici. Și ridic și un plie și stăm într-o figură, aceasta se numește attitude. Echilibru. Și un, stăm, a cincea, cap, bun. Și capul, să știți că are o privire specială. Mulțumim! Continuăm lecția noastră. Va fi un exercițiu de fondu. Ia, tot așa mai bine întreb în public. Fondu? Nu, să știți că nu e rețeta de fondue franțuzească. Există la fondue, e o brânză, topită, o brânză care se topește. Deși la noi este fondue, este o mișcare care se topește. Ea e moale, da, foarte moale, în care necesită o musculatură susținută și deja mult mai bine încălzită. Bun, asta e, bun, o facem și... Exercițiul de fondue legat cu frappé. Sunt două exerciții diferite, frappé-ul fiind foarte dinamic, bătut. Și? Stăm și un și stau. Flex, întind, închid. Și interesantă și muzica. Doamna Teodora, pianistă, corepetitoare, ne-a ales un tango. Și un, întind, vârful, Carmen, un, și stau, mă înalți, plii, frape, un, doi, trei, un, doi, trei,
scurt, scurt, cap, cap, un, un, bun, un, un, un. Un, 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 un. Și mă întorc, petit battement, și mai mic, și mai rapid. Un și stăm. Mersi. Acum aș vrea să vorbesc puțin cu pianistul. Ce înseamnă să fii pianist de balet? Bravo. Bună ziua, în primul rând. Să fii pianist, să fii corepetitor de balet, înseamnă în primul rând o muncă de căutare. Să cauți muzici care să se potrivească acestor exerciții. De cele mai multe ori adaptăm din repertoriul clasic fragmente care se potrivesc mișcărilor, dar aducem și muzică nouă din jazz, din muzica world. Am avut și un tango, o să avem și fragmente din baletele Bayadera și Copelia, da? Și... Repertoriul trebuie să fie foarte mare, ca să nu se plictisească nici pianistul și nici balerinii, ca mereu să fie surprinși cu ceva. Cred că ritmul, tempoul sunt cele mai importante, da? De când faceți asta? De 5 ani, aici în Liceul de Coreografie am început. Aici am descoperit această meserie și... Da, da, chiar foarte mult. Mulțumesc! Mergeți mai departe! Bun. Mergem mai departe cu o parte acestei bare de dans clasic, adagio. Adagio e ca și în muzică o partitură lentă, largă și amplă. Cam așa va arăta și exercițiul nostru. O să începem cu o primă parte pe bară și a doua parte toată se întâmplă tot exercițiul în aer. Vă rog, mersi, adagio. L-am început așa ca să vă arătăm că pentru a ajunge la înălțimi mari și a susține acest picior sus pe care îl vedem la balerine pe scenă, au nevoie întâi de un fel de stretching, da? De o întindere musculară foarte bună. Oricum sunt copii care au o suplețe nativă. Lăbuța. Stăm, ne întoarcem la spate. Și un, fiecare bucățică a corpului, să știți că trebuie încălzită, altfel copiii pot face accidente care nu sunt deloc neglijabile, tendoane, genunchi, dar pentru asta avem mare grijă să-i încălzim foarte bine și sunt pregătiți de mici. Deci ridic atât de sus încât eu pot trece pe dedesubt. Mersi. Acum arătăm ce au lucrat în stretching. Piciorul trebuie să stea la înălțime din propria lor musculatură. Bun. Bine. Și un. Stau. Țin. Un. Nu mișcă. Stau. E. Develope. Stăm. Și un. Poză. Atitud. Echilibru. Bun. Și stăm. Poză. Vedeți? Aceasta este o poză. Baletul are și aceste momente de poză în care se termină o figură sau un final de exercițiu ca acesta și se numește poză. Mersi. Ultimul exercițiu de la bară, din prima parte a acestei lecții de dans, grand battement. Înseamnă, am început cu un battement à terre, da? Și acum plecăm cu un grand battement, un exercițiu dinamic greu de realizat, de aceea se face în final de bară și ne servește foarte mult pentru mijloc. Mulțumesc, mersi Teodora, grand battement!
Acțiun! Și, și, un, și, un, doi. Lăbuțe, întind bine genunchiul de bază, stau bine în podea, plie, stăm. Și un, doi. Să știți că necesită, îi degajează o mare forță. Un, nu pare, pare ușor. Cinci și un, doi și am terminat bara. Mulțumim! Mulțumesc, copii, putem deplasa barele. Ne vom ocupa acum de partea a doua a acestei lecții de dans. Vedeți că barele sunt scoase din scenă. Am câteva detalii să vă spun. De obicei, balerinii fac exerciții și dansează pe un covor de balet care are anumite proprietăți. Principala este că nu alunecă. Din păcate, aici, pe scena Ateneului Român, nu am putut aduce un astfel de covor. De aceea, pur și simplu, ei își îmbăiază picioarele în calafoniu, încercând să nu alunece. De asemenea, o scenă de balet este ușor moale? Moale? Da, da, scena de balet este suplă. Deci se pun niște dale care au o anumită distanță, se numesc arlechin. Tocmai la opera română există și... Da, este o podea specială care se numește arlechin, care e elastică, are un gol între dușumea și... Deci ei sunt foarte buni toți. Dacă îi veți vedea dezechilibrându-se sau greșind ceva, un pas, e de vină parchetul acesta și podeaua care este dură de tot. Dar oricum și așa, trebuie să mulțumim sponsorilor noștri pentru faptul că i-am putut invita aici și că datorită lor există proiectul clasic, e fantastic. Deci mulțumim sponsorilor noștri UI, RBC, Romanian Business Consult, Vipro, CBRI, Schoenherr, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Laboratoarele Remedia și Fundația H. Mălineanu. Aplauze, fără de ei n-am putea exista? Și dacă mai există doritor să susțină acest proiect, îi așteptăm cu drag. Lecția continuă din ce în ce mai greu și chiar dacă voi nu vedeți și nu auziți, încep să gâfâie, tricourile băieților sunt deja ude, iar pe fetele, pe spatele fetelor curg mici broboade de sudoare. Zâmbetul să nu vă înșele, e foarte greu ceea ce fac ei. Prima parte s-a terminat, a doua parte întotdeauna este la mijloc. Deci nu mai avem acele bare mobile. Primul exercițiu va fi battement tendu. Oarecum este un... urmărește bara care ați văzut-o mai înainte, deci profesorul alege anumite exerciții pentru mijloc. Și cu un grad de dificultate sporit, neavând punct de sprijin. Și un pas de bourre, re, un, doi, un, braț, stăm, închidem sus. Da, această figură deja vedeți sunt turații, da? Se numește foarte, are un nume foarte drăguț. Stup. Întindem și plecăm. Un și stăm jete. Vă amintiți? La bară am făcut jeteul, această mișcare dinamică. Piruetă. Continuăm tot cu piruetă. Ele sunt en dehors. Aceasta este o piruetă en dehors. Stânga și acum dreapta. Deși vă pot spune că nu toți copiii sunt dreptați sau stângaci. Da? Uneori au un disconfort chiar la turații. Mersi! Dar prin exercițiu obținem o dreaptă și stângă. Continuăm cu grand battement. Vă amintiți final de bară? Deci acum va fi un grand battement fără bară. Și
stăm. Și un, doi. Iar Teodora ne cântă un ritm de mazurcă din baletul Copelia. Lăbuțele, ne înălțăm. Vals. Bun. O pirueta în dor, o pirueta în dedans. Un pas de vals. O preparație și deja vedem o mică săritură care are un nume so de șa. Am putea spune săritură de pisică. Mersi. Mulțumim, copii. Oare acum am fi vrut să arătăm pozițiile? Da, cred că putem să le arătăm și acum înainte pentru de sărituri. Pentru că toată lumea știe de pozițiile de la balet. Bun. Cum sunt notele do, re, mi, fa, sol, la, si, do și se face o muzică uluitoare, așa și tot baletul se sprijină pe 5 poziții. Da? Care sunt acestea? Haideți să le vedem împreună. Haideți, copii, la mijloc. Deci uităm exercițiile. Deci arătăm poziția a întâia. A întâia la picioare, da? Ea e deschisă, e în en dehors, o rotație en dehors și a întâia la brațe. Putem să o facem în public? Ia, să vedem cineva în public. Dacă vă ridicați în picioare, pe culoar, puteți. Copii, ia. Încercați să faceți a, și voi bine, pozițiile. Deja eu văd aici, în primul rând, o fetiță care încearcă, o frumoasă, și genunchi întinși, întindem, acolo niște plie. Foarte bine. Ia să vedem poziția întâia, mai vedem, văd și acolo o poziție întâia. Foarte frumoasă chiar. Bravo, bravo. Da, pot să o stau și așa întâia și pui brațe întâia. Asta înseamnă că vei fi... Ia, și aici o întâia. Splendid. Foarte bine. Mulți, până și părinții să știți că puteți încerca măcar cu brațele. Vedeți? Mi se pare frumos. Trecem a doua poziție. Poziția a doua. A doua. Am făcut un battement, că l-am învățat deja, tendu, și trecem în poziția a doua. Brațe a doua, poziția a doua. Splendid! Avem copii, vă așteptăm la școală. Atât de mult sunteți. Minunat! Mersi, copii! Poziția a treia. Mersi, Cristian! Ia uitați, o poziție, Cristian vă arată o poziție a treia. Ea este la jumătatea boltei. Aici, da, se pune un picior... celălalt și sunt în poziția a treia, da? Și poziția a treia sus. Bravo! Sau se mai spune și brațe coroană. Da? Poziția a patra. Wow! Ia să vedem poziția a patra. Un pic mai complicată, da? Nu atât de mult. Da? Un picior se deplasează în față și brațele, un braț de la coroană sau poziția a treia coboară. Splendid! Mersi, copii. Și poziția a cincea e cea mai dificilă, de-aia în primul an de balet o lăsăm spre sfârșitul anului. Nu o învață imediat copiii, da? Sunt două picioare care stau în a cincea și poziția a cincea, care poate fi stânga, dreapta. Da? Bun, și acolo văd și aici foarte bine și sus, a, și în spate. Bravo! Și acolo, a, și copiii de aici trebuie să-i vedem foarte bine. A, aici e cineva perfect în poziția a cincea. A, voi știți balet, avem copii care știu balet. Splendid, ia, să văd, a cincea, a cincea, perfect, brața a cincea, mersi mult de tot, splendid. Mai avem o poziție, bravo. Dar e o inițială, dar totuși hai să nu o uităm. Ea nu e, sunt cinci, mai este a... șasea, e o poziție pregătitoare, deci a șasea. Practic de dans sunt cele 5 poziții, da? Ține minte câte poziții sunt? 5! Splendid! Bun, continuăm. Continuăm cu altă parte din lecția de dans mijloc.
Sărituri, asta o să vă placă sigur, sunt destul de grele, iar copiii trebuie să fie foarte încălziți. Acum facem puțină liniște ca să se concentreze. Allegro, sărituri mici. Și? Ca să vă arătăm cât mai mult, am ales exercițiile mai mici, mai scurte puțin, să știți că au cam dublu de lung. Și un échappé face parte din, tot din partea de exerciții de sărituri allegro. Adică allegro înseamnă rapide, da? Și? Al treilea am ales pentru dumneavoastră să vă arătăm un sison, se numește. E o săritură deja mijlocie, deci ne îndreptăm într-un efort muscular mai mare pentru a aduce, o să vedeți mai târziu, vă arătăm și marile sărituri, da? Și... Dacă ați observat că toate exercițiile, și asta chiar vreau să fac o remarcă, toate exercițiile le-au făcut și fetele și băieții, da? Deci nu despărțim. În timp ce fetele își vor pune faimosul pantof de poant, care o să, altă poveste, vă arătăm, băieții ne vor arăta o săritură de dificultate, se numește dublu tur. E greu, fetele aproape nu-l fac. Au mai existat încercări de fete cu sărituri foarte bune care l-au făcut, da? De aici este partea lor. Și Andrei Peiu ne arată dublu tur. Mersi, Teodora. Stăm. Și sus, un... 1, 2, da? Vedeți, sunt două rotații. Un, plie și piruetă, stăm. Mersi. Bun. Acum, David Duțu ne arată tot un dublu tur. Da? Mersi, David. Cristian Șușu ne arată un dublu tur cu brațe sus, în poziția a treia. Hai, repede, mersi. Salut. Mulțumim. Există un ritual al salutului după fiecare exercițiu care se apropie deja de artă. Există un ritual al salutului. Cred că acum aș vrea să aflu cine ghidează destinele acestor balerini și aș vrea să știu cine este doamna Mihaela Țigănuș Vasilovici. Cine este doamna Mihaela Țigănuș Vasilovici? Deci... Am fost, o fost primă balerină la Opera Națională Română București. Mersi. 10 ani de experiență, peste 10 ani de experiență în conservatoarele din Paris.
și actualmente sunt profesor, șef de catedră, profesor de dans clasic și repertoriu clasic la Liceul Floria Capsali București. Și cine este doamna Cristina Mitu? Balerina la Opera Națională din București și profesoara la Liceul de Coreografie Floria Capsali. Am o experiență de 30 de ani pe scena Operei Naționale din București și mă bucur să împărtășesc elevilor mei din experiența mea și să-i formez ca balerin. O întrebare delicată. Cât durează cariera unei balerine? Cariera unei balerine e cam scurtă, de altfel. Eu am avut șansa să pot să dansez mult timp, dar în general se termină cam după 20-25 de ani. Și începe? Și începe la 18 ani. În jur de 35, cam, nu prea poți să mai faci mare performanță. Așa, un efort fantastic pentru o carieră atât de scurtă, dar strălucitoare. Merită toate aplauzele dumneavoastră. Da. Așa. De baletul clasic se leagă două noțiuni. Vă rog, intrați și așezați-vă. Vă rog, intrați și așezați-vă. Oriunde, intrați și așezați-vă. Nu stați în picioare. Nici de la dumneavoastră nu se vede bine, nici de la noi nu se vede bine. Intrați și așezați-vă. De baletul clasic se leagă două noțiuni esențiale. Poantele și tutiurile. Dacă ne uităm în Dex ce înseamnă poantă, prima definiție este momentul cel mai de efect, punctul culminant al unei glume, a unei anecdote. Ce dă vioiciune unei opere literare sau artistice? Deci dacă ai spus o poantă, ai spus o glumă, da? Desigur, nu despre aceste poante este vorba în baletul clasic. Extremitate anterioară a piciorului unei balerine. Dacă vreți să arătați. Să vedeți, să arătați. Ia să vedeți. Deci, extremitatea anterioară a piciorului unei balerine. Poantă. Porțiune a piciorului unei balerine cuprinsă între gleznă și degete. Gleznă, degete. Poziție în baletul clasic executată de obicei de femei, care constă în ridicarea și deplasarea pe vârful degetelor cu falangele bine întinse, cu ajutorul unor pantofi speciali legați de gleznă. Poantele sunt papuci speciali cu vârful alungit și întărit, legați de gleznă pe care îl poartă balerinele. Iar numele de poantă în acest caz vine de la point, francezul împunsătură de ac. Ia să văd cum împungeți cu acul. Ca o mașină de cusut. Așa. Minunat. Minunat. Cu ce mergem mai departe? Mergem mai departe cu Don Quixote. O variație din baletul Don Quixote. Deci Don Quixote, personajul se numește? Nu. Va fi Chitri. Chitri e un personaj pe care îl vor întrupa trei balerine pentru ca să le dăm fiecăreia ocazia să arate ce poate. Deci, Don Quixote. Thank you.
Bravo! Deci au dansat pentru dumneavoastră Denisa Cătăloi, Maria Rogojan, Colina Lupescu. Iar în sală au coborât câteva balerine care vă arată poantele. Rare ori aveți ocazia să puneți mâna pe un astfel de pantof de balet, care nu trebuie ținut, ci dat mai departe ca fiecare să îl poată vedea și pipăi. Baletele se inspiră din opere celebre, Don Quixote, Cervantes, acum avem Esmeralda din Cocoșatul de la Notre Dame, de Victor Hugo, iarăși un rol feminin reprezentat de trei balerine. Esmeralda. Dansa pentru dumneavoastră Catinca Zanfirescu și Octavia Cristea. Să știți că sunt variații extraordinar de dificile. Și extraordinar de frumoase. Vă pun din nou întrebarea. Este ușor să faci balet? Mă bucur că v-ați schimbat părerea. Facem acum pantomima? Da. Da, de ce nu? Am spus că baletul este o acțiune, o poveste, reprezentată prin dans, pantomimă și susținută de muzică. Pantomima, mima, se referă la mișcările corpului și mai ales ale feței. Da? Și există câteva gesturi fixe. De câte ori e vorba despre acel ceva, se reprezintă la fel. Ia să vedem! Deci, poți să ne închipuim cele mai simple gesturi care o să le vedeți în baletele clasice. Întâi o să spunem, dansez, vreau să dansez sau dansez. Ia să vedem care e gestul. Asta e. Deci dansez, da? E chiar Giselle care face așa și pe urmă ea începe și dansează, da? Mai spunem un nu, un simplu nu. Aș dori să vă deplasați mai mult, intercalați-vă, mai intercalați, mai spre public, chiar mai în față, mai, mersi frumos. Mai spunem încă o dată, nu? A, mersi, asta l-am văzut. Spunem și noi, dansez? Dansez? Splendid, mersi. Un nu? Nu. Nu. Bun. Splendid. Da? Fără să vorbim. Mai și avem... să mai facem unul din Don Quixote. Exact, din Don Quixote. Cu Cristina. Da, hai. Deci, tatăl fetii, care a dansat adineauri, în poveste, îl întreabă cu ce se ocupă. Și el răspunde că e bărbier. Și tatăl iarăși îl întreabă, dar ai bani? Bani. Și el răspunde că nu are. N-are. Iarăși o pantomimă. Bun. Mai putem...
Pantomimele sunt nenumărate. De fapt, ele sunt din Grecia și Egiptul antic. Au fost printre primele. Mai putem face o pantomimă care Mirta, da, regina ielelor, este destul de autoritară și a comandă, da, dă comenzi. Dăm comenzi și spunem, ieși, stai aici, da, ea numai comandă. Jos, în jos, comandăm în jos, sus și pleacă de aici, la spate, pleacă. Putem și noi să comandăm? Avem grijă cum comandăm, da? Nu cred că părinților. Da? Putem face un gest frumos, da? Păpușile, da? Poate? Bun. O ultimă mică pantomimă o să facem cu o cerere în căsătorie. Da? Deci, ia să vedem perechile. Vă invităm aici câteva perechi. Hai! Ia uite, una, două, avem trei perechi. Foarte bine. Hai. Și? Vrei să te căsătorești cu mine? Ce a spus? Am citit bine? Ea a citit foarte bine. A zis din... Ea a zis nu. Tu ce ai spus? Ia. Ce a spus? Da. Ia să-mi aici ce a spus? Da. Bun. Un scor nu foarte rău. Bun. Mersi, copii. Și asta e mersi, da? Bun. Trecem mai departe, continuăm lecția noastră. Diagonale. Nu, pardon, pahita. Uităm, mai aveam variații. Avem pahita. Din baletul pahita. Fetelor, frumos, da, mersi. Foarte mult. Deci a dansat pentru dumneavoastră Gabriela Durleci, Carmen Pândaru și Mădălina Ion. Pahita. O variație foarte tehnică. Și în sală circulă deja tutuiuri ca să le puteți atinge, să le puteți vedea. Ce este un tutu, doamna profesoară? Un tutu este o roche de dans, deci a început, o să arăt la început cum a fost tutiul. Deci a fost tutiul lung. Deci nu au fost tutiurile platou care vedeți. Acesta este un tutiu lung sau tutiu romantic, da? Prima dată a fost îmbrăcat în La Silfid de Maria Taglioni, o mare dansatoare, balerină, care l-a fost în 1832. Deci multe secole în urmă, da? Pe urmă, pe parcurs, pentru a arăta tehnica, vă imaginați, ele erau foarte lungi, ascundeau picioarele. Tehnica avansând, maestrii de balet ai epocii au dorit să arate din ce mai mult picioarele. Și atunci l-au scurtat, devenind tutiu platou, care le vedem astăzi, da? Asta nu înseamnă că nu avem încă aceste rochii romantice și le găsim în baletele romantice, ca Giselle, La Silfid, da?
A fost chiar și o modă la epoca aceea, toate doamnele când a apărut baletul romantic se îmbrăcau în alb și se coafau cabarelinele cu părul un pic pe urechi și cochi. Era foarte interesant, era o modă în toate saloanele nobililor. Iar Camargot, o altă mare balerină, a adus în scenă primele sărituri în 1730. Deci vă imaginați că baletul a evoluat foarte mult de atunci, nu făceau această tehnică pe care noi o vedem astăzi. Dar vom continua cu ultimul număr și nu e cel din urmă, pentru că e un număr greu. Băieții, pentru că să nu uităm, băieții sunt la fel de importanți ca și fetele, o variație din Carnaval la Veneția. Se numește Satanela. Bravo! A dansat pentru dumneavoastră Andrei Peiu, Cristian Șușu, David Duțu. Să știți că sunt figuri extraordinar de dificile. Necesită toată încălzirea asta și vedeți cât de pufoși sunt că nu auzim zgomot, ei amortizând prin mușchi, prin musculatură, da? Deci de-aia au nevoie de această musculatură. Vom trece mai departe să vă arătăm niște exerciții de virtuozitate la poante. Fetele vor face niște diagonale de turații, nu maturații. Le mai vedem uneori în patinaj, știți, care sunt vârți sau, mă rog, da? Deci le vom vedea la fete pe poante. Așteptăm puțin, mai avem câteva fete care au fost în sală cu tutiurile, da, le mai puteți atinge văzându-le aici. Așa, mersi. Sunt foarte frumoase, să știți că sunt destul de scumpe și specialiștii în țară nu sunt mulți de tutiuri care fac aceste minunății. Bun, continuăm. Deci, diagonale, Teodora. Mersi. Este un pas de basc, se numește. Cu amboate, cu saut de șa. Da? Se pot combina și cu sărituri, da? Și mulțumim fetelor pentru aceste diagonale și combinații frumoase și dificile. Și eu vă rog să mergeți la loc după ce ați atins tutiurile, dar repede, repede, repede. Vă așteptăm. Acordați celor care dansează respectul și admirația cuvenite. Gata cu atinsul tutiurilor, da? Se mai poate face la sfârșitul spectacolelor. Mulțumesc! Vă mai arătăm o... Deci fiind spre finalul orei lecției de dans, întotdeauna spre finalul acestei lecții,
Și la noi, în timpul cursului, punem lucrurile cele mai dificile, pentru că musculatura e bine pregătită și atunci ei pot amortiza pentru a evita accidentele. Șușu Cristian ne va arăta o săritură mare de băieți, se numește Gopak. Ea vine din puțin din dansurile tradiționale rusești, da? Dar se folosește și în baletele clasice. Și... Bravo! Bravo, Cristian! Mulțumim! Știm că podeaua este foarte dură pentru el, deci pune un efort aproape dublu ca să poată să sară. Cred că ați văzut înălțimea, cred că eu treceam aproape pe dedesubt. Bun, continuăm și cu niște sărituri mari la fete, care se numește un grand pas de chat, adică o mare săritură de pisică, dar mare. Cred că va fi spre leopard, da? Bun, să vedem. Și? Bun, mersi. Da? Băieții fac aceste sărituri. Bine. Bun. Un jeté traversé. Și Corina, mulțumim. Vedeți, chiar și fără muzică a putut să continue. Bravo, mersi mult. Deci balerinii noștri se orientează foarte bine. Ce avem acum? Și vom termina prin... Sunt faimoase, așa... În balete, întotdeauna în balete există code, să numesc, deci sunt niște părți finale în care sunt numai lucruri de virtuozitate. Băieții fac niște rotații la mijloc și fetele la fel. Vom arăta o parte din ele. Se numește Fuete Italian. Da? Invităm cele 5 fete care fac Fuete Italian, deși să știți că luăm un risc pentru podeaua care e alunecoasă, dar le încercăm pentru dumneavoastră. Și un stăm și mulțumim. Bun. Următorul fuete, poate cel mai renumit, și acesta este foarte dificil, necesită 2 ridicări pentru fiecare întoarcere. Acesta este un fuete en tournant. Și... A, sunt băieții, scuze, vedeți că deja anunță că am uitat băieții tururi, da. Băieții care și ei ne vor face tur à la seconde. Da, fac câte 2-3 torații. În sus. Bun. David și Cristian. Turații pentru voi, da?
Bravo! Mulțumim! Și turații, fete, fueteuri mici sau fueteuri rusești. Ele sunt o turație în anturnau pe poante și necesită o bună privire. Noi vom vă arăta 16. Ele să fac 32 și vă spun că fetele fac deja 32, nu am luat acest risc astăzi. Și 8 și 1 și 2. Bravo, bravo. Și să știți că mai este un lucru, ele nu se fac simultan. În general, deci aproape totdeauna se e în codă la finalul unui balet și face o singură fată, se pune în mijlocul scenei, 32 performanți. E greu ca fiecare să aibă același tempo. Tempo înseamnă ritmul de turație, da? Dar noi totuși am ținut să vă arătăm și vă mulțumim că le-ați apreciat. Aplauze pentru elevii Liceului de Coreografie Florea Capsari din București, clasele 9, 10, 11. Clasa a 10-a, a 11-a și a 12-a este Șușu Cristian. Aplauze. Și acum întrebarea. Cine are astăzi ziua de naștere? Invit pe scenă pe cei care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere. Avem cadouri pentru ei. Pot fi și mămici, bunici, tătici. Nu facem discriminare de vârstă. Da? Întoarce-te cu fața la public. Cine are astăzi ziua de naștere? Mai aștept? Sau e singurul? Haideți? Dar să fie pe bune! Mami are? Bun. Și tu, tot mamia ta? Păi, nu veniți două pentru unul. Da, fete, da? Bine, aici bine, numai da? Cei care au norocul să aibă ziua de naștere. Bună ziua! Cine a avut ieri și mâine? Cine va avea mâine? Deci ne ducem la 3 zile. Ieri, azi, mâine ziua de naștere. Așa, începem să ne înmulțim, dar vă rog să fie cinstit. Da? Până veniți voi, mulțumesc din nou sponsorilor UI, RBC, Romanian Business Consult, Vipro, CBRI, Schönherr, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Laboratoarele Remedia, Fundația H. Mălineanu, aplauze pentru ei. Aș avea nevoie de... Șușu, mă poți ajuta, te rog? Am acolo o ladă cu cadouri. Poate încă un băiat și le dați pe rând, cum îi numesc, le dați câte un cadou. Remedia Andrei este sponsor, cum te cheamă și câți ani ai? Bine, mă cheamă Stoica Teodora și am împlinit 8 ani. Pe mine mă cheamă Matei Coșboc și am împlinit 9 ani. Matei, nu George? La cadou? Coșboc. Hai, du-te la Șușu. Pe mine mă cheamă Iris și am 8 ani. Pe mine mă cheamă Mam Catrină și împlinesc mâine 10 ani. Pe mine mă cheamă Mații Minea și... Trebuie să nu vorbesc. Și am 6 ani. Isabela Necreanu, 35 de ani. Cadou pentru copilul doamnei, sigur n-ați venit singură. Radu Zoița, 12 ani. Mă cheamă Matei și am 9 ani. Ce trist e că are 9 ani. Pe mine mă cheamă Eva și, și mama mea astăzi o să împlinească 38 de ani. Pe mine mă cheamă Matei Podgoran și o să împlinesc 8 ani. Pe mine mă cheamă Nicol și am 9 ani. Mă cheamă Andrei și împlinesc 13 ani. Astăzi? Da. Radu Badea, 6 ani. Pe mine mă cheamă Matei și am 6 ani. Pe mine mă cheamă Andrei și săptămâna asta am împlinit 9 ani. Aha, cu bătaie. Și domnul? Bogdan, 45. Cu copilul la clasic e fantastic. Cu copii. La mulți ani pentru ei. Mulțumesc. Mulțumesc!
Înainte să se danseze ultimul vals de Chopin, vă mai spun că următorul concert clasic e fantastic, de fapt două, de la 10 și 12.30, vor avea loc sâmbătă, 8 decembrie, să-i cântăm lui Moș Crăciun în ritm de jazz. Irina Sârbu voce, Sebastian Burneș trompetă, Puiu Pascu pian, Ciprian Parghel contrabas, Tudor Parghel percuție în program, lucrări de iarnă, cântece de iarnă, colinde, cântece de Crăciun, să-i cântăm lui Moș Crăciun în ritm de jazz. Atenție! Abonamentele sunt valabile pentru cel de al doilea concert. Deci, prin definiție, e o regulă, de câte ori avem două concerte, abonaților li se rezervă bilete la cel de al doilea, de la 12:30. În rest, biletele se pot procura de la Casa de Bilete de la Ateneul Român, începând cu miercuri, 28 noiembrie, ora 12, și aștept rezervările de grupuri școlare până marți, 27 noiembrie, tot la ora 12, adresa e cunoscută, info@filarmonicageorgenescu.org.ro. Și acum, finalul, un vals de Chopin.
Lecția de dans clasic e fantastic. Elevii Liceului de Coreografie Gloria Capsari din București. Atenție! Denisa Cătăloi. În față, Denisa Cătăloi. Ana Ciortoloman. Octavia Cristea. Gabriela Durleci. David Duțu. Bianca Enciu. Mădălina Ion. Corina Lupescu, Roxana Moroșanu, Andrei Peiu, Carmen Tândaru, Briana Predincea, Maria Rogojan, Iulia Urseanu, Catinca Zanfirescu, Cristian Șușu, profesor Micaina Țigănuș-Vasilovic și Cristina Mitu, pianist Teodora Radu. Clasic e fantastic, lecția de balet, ne vedem pentru cei din spate. În decembrie. Și mulțumim. Pentru cei doi bărbați. Pentru cei care vor dori să revadă acest spectacol, după masă deja îl vom posta pe site-ul Clasic e Fantastic și pe YouTube. Și ieșim.